Zilele trecute a circulat informația potrivit căreia gazele din Marea Neagră vor fi exportate din momentul în care va începe exploatarea lor prin gazoductul rus South Stream. Aceasta după ce OMV a convenit cu Gazprom extinderea conductei până în Austria. Chiar există această posibilitate? Este exclus. Recent s-a semnat, există un acord scris cu Exxon și cu Petrom ca gazele ce vor fi produse în Marea Neagră să intre în sistemul de transport românesc. Există un acord Exxon, cu Exxon și cu Petrom prin care sau conform căruia gazele produse în Marea Neagră vor intra în sistemul național de transport, vor intra în conductele Transgaz. Și va avea putere acest acord, putere mai mare decât un eventual acord între OMV din Austria și Gazprom? Eu cred, nu știu ce acord are OMV-ul din Austria, în România operează Petrom și operează Exxon Mobil. OMV-ul din Austria este acționar la Petrom, unde suntem și noi acționari minoritari. Deci, repet, avem un contract, avem o înțelegere scrisă, conform căreia gazele intră în sistemul de transport românesc. Mai multe detalii nu vă pot da, pentru că sunt... adică, cred că este suficient ce v-am spus.